Hello Kitty. Ce pui? Te-ai pierdut de mami? Îl caut pe domnul Relo, am venit să-i aduc niște scule. Mami. Eu sunt Madalina Craiu, o joc pe Magda în umbre. Salut, mă numesc Gabriel Huian și îl interpretez pe Teddy în umbre. Te iubesc. Sigur? Da. Sigur? Da. Ce clișeu? Ce clișeu de clișeu să mor tu? Cu Gabi m-am înțeles dintotdeauna foarte bine. Noi am avut extrem de mare noroc să ne găsim unul pe celălalt în acest proiect. Ne-am înțeles bine de la primul sezon, ne-am și împrietenit, suntem foarte buni prieteni acum, așa că tot ce ține de intimități sunt consumate și răsconsumate. Aoleu, ce puternic! Doamne, din ce ești făcut din criptonită? Și având foarte mare încredere unul în celălalt, ne ajută enorm în relația pe care o avem de jucat. Magda, să-și pune atești din cură. Magda și Teddy. Inițial se iubesc foarte tare și foarte adolescentin, ulterior, după accidentul care a determinat pierderea copilului, în sezonul 3 șocul se stompează, dar încep problemele relaționale. Ai fost la o oră de terapie și gata? Ți-ai aliniat chakrele? Unde că? Nu știu, ai venit așa cu lecții de viață. Te-ai iluminat. Te dintr-un rol de soț, încă nu e timpul să spunem chestia asta. El încearcă și chiar se vede că încearcă, mai ales în sezonul 3, dar încă nu este pregătit. Ba chiar Magda are o inteligență emoțională un pic mai dezvoltată decât Teddy. Asta mi-a și plăcut la tine când te-am cunoscut, că ești deștept, e ciudat și că nu semănai cu nimic din tot ce văzusem eu până atunci. Ce îi definește pe Magda și pe Teddy este faptul că se iubesc foarte tare. Cred că ce le definește relația este că iubirea nu-i de ajuns. HBO Go. Încearcă acum gratuit.